fost cantre, cine ar fi? Am participat la acest eveniment de astăzi pentru a putea clarifica niște probleme arzătoare pentru noi. Și mă refer aici la, aș face referire la planul accesibilizarea clădirilor, parcările de la unitățile din oraș. Și la tot ce noi, tot ce ne împiedică să ne desfășurăm o activitate normală ca și persoană cu nevoi speciale. Dar unde nu am întâmpinat, nici nu putem avea acces în catedrală. Avem o membră care nu poate urca de nicio culoare, n-a urcat de vreo 15 ani în catedrală. Cu toate că o este o rampă făcută. În ultimul timp n-am fost să vedem. Este. Am fost în audiență chiar. Am solicitat-o. La purtătorul de vorbe al catedralei. Avea un... Da. Nu i-am reținut. N-a fost atât de... După răspunsul ce l-am primit, n-a fost atât de... Nu sunt bani, nu sunt fonduri. Nu sunt bani. E clădire, monument istoric care nu, nu se poate permite modificarea clădirii și am înțeles. Deci, am început să spună că n-au bani să plătească anumiți preoți din bisericile îndepărtate de lângă. Și noi cerem să ne se facă rampă. Da. Unul dintre argumente care ni s-au spus, ni s-a adus, faptul că este clădirea monument istoric și nu se pot face abaturi de la acest... Așa. E foarte interesant că o clădire care este cu nevoi speciale este atât de îngrijită și atât de intangibilă, iar o persoană cu nevoi speciale este înlăturată și dată deoparte pe foarte ușor, foarte simplu. Deci clădirea are nevoi speciale. Este monument și n-ai voie să te atingi de aspectul ei. Care, mă rog, într-adevăr, este un monument al orașului, al județului. Că este un monument. Dar arhitecții pot biserica face... Biserica este a creștinilor. Așa, nu creștinii a bisericii. Asta e părerea mea. Nu gândesc numai la catedrală. Nu numai la catedrală. Asta a fost una dintre... Foarte puține care au rampe. Da. Și sunt unele rampe, pot să dau exemplu, este atentat la viața persoanei cu handicap. Deci eu sunt convins că dacă au 10 persoane sănătoase urcă cu căriciorul pe acea rampă, din 10, 7 își rup gâtul. Unde? La BRD, în Prințul Turcesc. Lângă asociație. Lângă asociație. Noi mergem să plătim utilități. Este o rampă înclinată, uitați așa. Un sportiv, garantez de performanță că acel sportiv nu se urcă pe rampa aia. Cui ce pe aia de la catedrală puteați să urcați? Nu. Ceva mai... Nici pe aia. Nu. Și faptul că te umilește trimețându-te în spatele catedralei ca pe omul de rangul 3. Spre 10 sau, mă rog. Deci era o rampă ascunsă care în preajma unor anumite alegeri, nu mai țin minte exact, s-a făcut cu mare fast, cu nu știu ce. Atunci, țin minte că ne-a invitat și pe noi câștigătorii de pe timpul acela, sau care voiau să câștige. S-a făcut cu mare fast acea rampă, care noi am luat-o de bună la timpul ăla. Noi am luat-o de bună pe timp, la timpul acela. Cele mai mari, frecvente și mai multe probleme sunt lipsa de pregătire a personalului, mă refer la RATT. Multe persoane cu handicap susțin că nu primesc sprijinul adecvat atunci când îl solicită. Persoanele cu handicap ar trebui și trebuie să fie capabil să utilizeze transportul în comun, la fel ca oricine altcineva. Nu este un lux, e o necesitate pentru fiecare. Părerea mea este că, acum nu știu exact
dar din câte cunosc, sunt adaptate cu rampă, cu o parte dintre ele. Se refuză, deci dacă cineva vine în căruț, atunci șoferul ar trebui să se dea jos, să dea rampa, să-l ajute eventual să se urce și la coborâre la fel. Ceea ce nu se întâmplă, din păcate. Am rugat Asociația Persoanelor cu Handicap Locomotor să avem o întâlnire, lucru care s-a întâmplat în vederea semnării unui protocol de colaborare și în mod special protocolul care se va referi și se referă categoric la ajutorul pe care organizația îl poate da acestei asociații de importanță, zicem noi, civică. Pe această cale doresc să anunț că vom începe niște demersuri cu protecția copilului, penitenciar, chiar și mitropolie, dacă dânsii doresc, inspectorat școlar și alte instituții, dar și agenți economici. În primul rând, rampele, locuri de parcare și asistență juridică. Și asistență juridică, deși fiind acum într-un impas. Dar noi sperăm să rezolvăm problema. Acest protocol nu pare ca scop ca cineva din semnatar să beneficieze de un anumit lucru, ci toți împreună să facem ceva pentru persoanele aflate acum în necazuri și cu probleme. Cu privire la cele sesizate de acum colegii noștri de la asociație, fac un apel la domnul sau prea fericitul Paisie să se sesizeze și să ia măsurile necesare de urgență. Pentru că toți credincioșii creștini care fac donații în bani, sunt absolut convins că fac donațiile și pentru acești vitreviți de soartă.